Dacă te abonezi, nu uita să apeși pe clopoțel ca să fii notificat la timp. No, hai, salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Metin 2 și primul episod pe canal. Am mai făcut decât streamer, dar acesta este un episod în care o să vă arăt un Metin PVM de level 120 curate, 200% Young XP și Drop. Ratele de la Fierar încep de la 40 până la 60%. Și e bine că itemele site nu au o diferență mare față de jucătorii care nu își permit să dea bani pe site-uri și alte lucruri. Țin să menționez că nu sunt plătit pentru promovările acestor servere, așa că dacă ai un server de Metin, poți să-mi lași în comentarii și o să mă uit pe el să văd dacă îmi place, dacă nu-mi place, nu o să fac promovare, nu, și... acestea sunt itemele care vă dă de început. Licori, sigur n-am nevoie de ele. Un kimono cu 10 monștri și un KPV. O frizură cu 500 PV și 5 monștri, bună. Dar vine și cea pentru celălalt sex feminin. Itemele de level 1 plus 9, pampuși vânt plus. O sabie, o armură. Și din cufăr vă dă un lingou de 100 de milioane, un inel de XP 50%, ca să nu mai stai să farmezi, îți dă o piatră spirit, îți dă 200, pardon, le punem aici, îți mai dă și boabe zen, exact ce am zis, n-ai nevoie de licori pentru că îți dă direct elixir din cufăr. Și să vă arăt cam ce e prin shop-uri. Am uitat de acest pet care vă dă 2K PV și 10 monștri. Hai să-l punem aici. No, și hai să vă arăt ce e prin shop. Sunt armurile de la level 9 până la 42. Toate rasele, mai puțin Lican pentru că nu este implementat pe server. La arme sunt cele de 30 săgeți pentru ninja, coifuri de 21 și scut de 41 și unul de 21. De la învățători vă luați bineînțeles skillurile. Haide să vă arăt și la magazin general cam ce se află. Diverse. Așa. Sunt licorile care, bineînțeles, sunt întâlnite peste tot și de viteză și de atac, elixirele, site-uri care sunt permanente, practic 2 ani de zile, astea critică și pătrunzătoare sunt doar 10 minute, dar n-ar nimic că să-ți vin câte 200, mantiile care îți dă și la început sunt permanente, de asta pentru shop. Așa, magazin cu obiecte. Aici sunt YOLO, cărți secundare, finisaje. Sunt decât 4 iteme, costumele pentru nuntă, buchetul de flori și inelul. Aici se găsesc pentru cal și și reseturi în caz de ai băga prea multe puncte în magii, oricum sunt până la 17 puncte ca să faci M, așa că poți da și reset, adică cine zice nu. Cartea pietrelor ca să poți să scoți pietrele care ai eșuat. Să schimbi regatul pe 50k, eu zic că e ieftin 50k, adică e foarte bine practic. Aici sunt pietrele plus 4, nu știu dacă poți să le dai la plus 6, n-am uitat lor. În fine. Și mai era finisaj, care îți vin toate aici direct, n-ai nicio problemă. Nu știu pentru ce asta, cred că sunt pentru celelalte accesorii de 105. Primi cu puncte aici decât dacă spargi la metine și îți dă puncte. Aici cred că da. Curelele și accesoriile beta. Oh, mai sunt și peturi și sunt bune, adică
cine de ce nu. Hai să vă arăt un test să vedem cam cum merge. Întâi să schimbăm și noi Yang un Lingo un Yang. 100 caca frumos la băiatul. Gata. Să vă arăt ce o să se ce o să vă dea din cufărul Genic 2, pentru că de ce nu? Dacă tot fac o prezentare, să o fac ca lumea. Așa, level 4 deja, 5, 6, se crește foarte bine pe server, nu o să ai probleme cu crescutul. Și când o să-l vedeți pe Own Alonso, îi dați un mesaj la numele ăsta și îi zici că ești începător și o să-ți dea un bonus de început. Ca așa de la fiecare. No, mai bat un metin să vă arăt ce se dropează în cufăr. Mai sunt și cufrele Lumina Lunii care sunt active mereu. No, hai, acum să deschidem și cufărul ăsta, de ce nu. Văd site-urile astea permanente care sunt și la shop. Hai să le punem. Îți mai dă pergament binecuvântat în caz de nu vrei să mergi la fierar. Încă 200 de de SS-uri și încă 200 de boabe zen, adică nu o să ai problemă cu peurile. Sunt sigur de asta. Oare ce trupează din cufrul ăsta? Am văzut un inel XP de o oră. Ambele sunt de o oră. E bine. Văd pești cu bonusuri. Test de atac, test de mișcare, dexteritate și putere. Nu cred că sunt toți pești, pentru că n-am suficiente cufere să vă arăt. Asta e, cred că e pentru viteza farmecului, da, dar e viteza farmecului. No, și cam asta a fost prezentarea acestui metin, o să vă aștept pe el. În caz de ceva întrebări o să aveți toate răspunsurile pe site despre toate caracteristicile serverului. Ciao! Я рок-звезда и мне похуй на вас, я не слышу вас вовсе. Мне похуй. Эти суки скейтборды, я выгляжу как фараон. В коксе мой конверс, блейзер Аматери 2007. Я умру в 27 и мой голос. Да, я модный как Гоша Рубчинский.